nepot, care note mici. Vestea că trei meșteri populari vâlceni au primit titlul de tezaur viu uman a fost primită cu bucurie de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, care a întocmit și depus dosarele în cazul a doi dintre meșteri, deși și în cazul celui de-al treilea și-au arătat susținerea necondiționată. Comisia Națională pentru Salvaguardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a considerat că din cei 16 câștigători, 3 titluri să revină vâlcii, pentru că cei 3 întrunesc cumulativ calitățile de păstrători, purtători, performeri, dar și transmițători al unor meșteșuguri tradiționale în forma și cu uneltele nealterate. Cu bucurie și cu multă emoție au primit această veste și meșterii populari, care de mulți ani au ridicat aceste meșteșuguri la rangul de artă. Eu am depus de mai multe ori dosarul. Încă cei de la Ministerul Culturii le-am creat un precedent, că au pus condiții că cei care sunt respinși și la o sesiune, de-abia peste 5 ani mai au dreptul să depună dosarul. Nu știu pe ce criteriu, dar consider că dacă acum am fost admis și data trecută, aș fi îndeplinit condiții, dar poate și în rea voință sau credință s-a întâmplat acest lucru, dar nu contează că le-am mai spus că timpul rezolvă totul. Satisfacție și bucurie după o muncă de 57 de ani. Îmi place să zic că eu practic un hobby ajuns în stadiu de viciu, adică dependență. În timpul vieții am făcut 3 școli populare. La început am făcut muzică, acordeon, că era la modă pe vreme, acum 60 de ani. Cu un acordeon țineai o sală întreagă în șah. Sculptorul Iordan Lăpădatu este original din Băbeni, însă de câțiva ani s-a mutat în București, astfel că dosarul lui de candidatură a fost constituit de către Centrul de Creație, Artă și Tradiție din Capitală, cu recomandarea Centrului de Creație Vâlcea, care acum are 5 tezaure umane vii. După ceramistul Horezean Sorin Giubega și creatoarea de costume populare din Mihăiești, Elena Borța.